Mulțumesc, Marian. Imagini incredibile în capitală. Un biciclist a fost dus pe capota unei mașini până la secția de poliție, după ce mai întâi s-a certat cu șoferul. Conducătorul auto a fost reținut. Pe splaiul Independenței a avut loc acest scandal. Totul a plecat de la o șicanare în trafic, ca apoi să se ajungă la pumn și picioare. Șoferul voia să părăsească locul faptei, însă biciclistul curier s-a pus în fața mașinii în momentul în care a fost luat pe capotă și dus în acest mod mai bine de un kilometru până la secția 20 de poliție. După ce aceștia au fost audiați, șoferul a fost reținut 24 de ore și i s-a întocmit dosar penal.